Bună ziua, prieteni, vreau să vă spun că am simțit să merg la tata la cimitir și am mers și acum mă duc acasă. N-am vrut să mai arăt unde este mormântul lui tata, că am mai avut necazul că am filmat și n-am vrut să mai arăt. Și acum arăt că sunt în cimitir aici la Stehaia. Și acum mă duc acasă, mă simt mai liniștită, sufletește, simt că am vorbit cu tata și mi-am cerut iertare de la el și am cerut iertare pentru fratele meu, pentru mama. Da. Sunt în cimitir aici la noi la Stehaia. Da. Ia uite ce ia toată lumea cu el. Vezi cât de 2 metri de pământ. Toată lumea unde s-a aflat aici, unde au muncit în viața lor, au luat 2 metri de pământ. Da. Acum ies din cimitir și mă duc acasă. Am fost pe jos, era mai bine că am venit pe jos. Dar mă simt liniștită, nu-mi vine să cred, tata m-a binecuvântat. Tata m-a binecuvântat, Dumnezeu să le de să-l odinească în pace unde e sufletul lui. Da, am simțit azi dimineață să vin aici la cimitir la tata. I-am spus toate durerile mele, am plâns înaintea lui, la mormântul lui, am simțit asta, am simțit că tata m-a binecuvântat. Da. Pe unde trebuie să trec aici e calea ferată și am venit pe jos și am luat un drum care e mai scurt. Uitați unde am luat-o. Da, mă simt liniștită. Bine am făcut că am fost la tata. Dumnezeu m-a ajutat să ajung. Uitați. Am simțit să o iau pe jos. Azi dimineață am simțit că trebuie să merg undeva și după aia și am luat-o spre cimitir și am fost la tata să-mi cer iertare. Și numele lui fratele meu și lui mama și lui nepotul sunt cere tare ca să le ajută să le scapă Dumnezeu de acolo, de unde s-a aflat suferit.
Da, mai am puțin și ajung acasă. M-am învățat să mă filmez singură, nu mai am nevoie de nimeni să mă filmează pentru toți fanii mei. Și vă rog frumos să mă iertați și voi, fanilor, dacă v-am supărat în filmulețe cu ceva. Îmi cer iertare de la voi. Mai am puțin și ajung acasă. Bine că am fost pe jos și am mai făcut și antrenament, că m-am îngrășat mult. Am puțin și ajung acasă, vedeți? Sunt pe stradă unde trebuie să ajung acasă la mine. Da, ce mă simt de liniștită. Nu-mi vine să cred. Tata m-a binecuvântat. Mi-am cerut iertare la mormântul lui sfânt. Tata e sfântul meu. Sfânt. Bună ziua!
Vreau să vă spun că Anca cu Darius a plecat la Craiova împreună cu Cătălin. Nu știu, o să văd și eu că o să filmeze ce fac acolo, o să văd și eu pe blocul lui Anca. Unde s-au dus, că nu știu unde s-au dus. Nu mi-a spus niciunul, le-am spus că vin la mormântul lui tata. Nu, am spus că n-am știut. Am simțit și am mers. Să mai stau pe banca asta, că nu mai pot, am obosit. Aolea. Nu mai pot. Da, fanii mei, vă mulțumesc mult pentru toate mesajele unde mi-ați trimis. O să fac un filmuleț să vorbim despre videoclipurile care le-am postat zilele astea. Acum parcă sunt liniștit. Da. Vă mulțumesc mult.